21 și 30 de minute. Începe o nouă ediție Fabrica. Bună seara, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit la Fabrica! Invitatul special din această seară la Fabrica este președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, domnul Vlad Filat. Bună seara! Bine ați revenit la Fabrica! Bună seara! Bine v-am găsit! Alături de noi este invitatul permanent în emisiune, Cristian Tabără. Cristi, bună seara! Bună seara, Rita! Bună seara, domnul Filat! Cum vă simțiți? Obosit? Îngrijorat? Recunosc obosit. A rămas foarte puțin? Depinde, cum privim lucrurile. A rămas exact atât pentru ca să avem mobilizarea necesară, să avem organizate alegerile așa cum prevede legea și cum este firesc, în baza legii, în ordine și cu securitate de plin asigurată cetățenilor. Și mai mult decât atât, să obținem victorie în aceste legi. Evident. Vreau să începem cu ceea ce s-a întâmplat astăzi, pentru că actualitatea ne dictează nouă agenda discuțiilor, inclusiv în această seară. Astăzi, Comisia Electorală Centrală a solicitat Curții de Apel excluderea partidului Patria, a lui Renato Usatăi, din cursa electorală. Cum credeți dumneavoastră, ce efecte va da o solicitare pozitivă la Curtea de Apel? Mâine așteptăm, bineînțeles, decizia acestei. În primul rând, dincolo de efecte, trebuie să urmărim norma legală. Indiferent de înțelegerea unora sau altora, legea în Republica Moldova este pentru toți. Și în condițiile în care cineva încalcă legea, trebuie să suporte consecințele prevederilor acestei legi. Astăzi, Comisia Electorală Centrală, din ceea ce am reușit eu să văd, am fost toată ziua la Sângerei, vreau să le transmit celor care m-am văzut astăzi la Sângerei, în mod special celor de la Chișcăreni, cu care n-am reușit să duc discuția până la bun sfârșit, că a trebuit să vin rapid la Chișinău, dar din ceea ce am văzut, la sesizarea organelor de drept din Republica Moldova, Comisia Electorală Centrală, de altfel, așa cum prevede legea, eu nu văd cum Comisia Electorală Centrală ar fi putut să ia altă decizie, a îndreptat acest dosar către Curtea de Apel, așa cum prevede legea, pentru a stabili circumstanțele dacă există temei pentru excluderea din cursa electorală. Dar când vă referiți la consecințe, despre ce vorbiți anume? Bine, consecințele fiecare le vede în felul său. Pe mine mă interesează, la fel ca pe toți cetățenii din Republica Moldova, ca legea în Republica Moldova să fie respectată. Dacă s-a încălcat legea, înseamnă că acest concurent electoral urmează a fi exclus. Ceea ce este foarte important, și aici vreau să menționez, că participanții în acest proces electoral trebuie să conștientizeze nu doar dreptul de a participa în alegeri, dar și obligațiunile care revin, inclusiv și o responsabilitate imensă ceea ce ține de stabilitatea din țară. În acest context, eu sunt absolut sigur și mă bazez pe discuțiile care le-am avut și pe faptul că cunosc în cele mai mici detalii ce se întâmplă în Republica Moldova, care este capacitatea instituțională. Am avut o experiență plină pe parcursul a 3 ani și 7 luni de zile și încă o dată vorbesc în cunoștință de cauză. Orice încercare de destabilizare și de tulburare, dacă vreți, a ordinii publice, vor fi urmate de acțiuni prompte ale instituțiilor statului. Este nu doar înțelegerea mea, este și așteptarea cetățenilor. Apropo de asta, evident, deja au apărut speculațiile, oamenii se întreabă ce urmează, ce va fi, cum va fi. V-ați referit la securitate, la capacitatea instituțiilor de a reacționa prompt. Vă așteptați sau se așteaptă, mă rog, statul, instituțiile, ca excluderea din cursa lui Renato Usati și a partidului său să atragă tulburări din partea sa, celor din gruparea Antifa care au fost afectați sau din partea susținătorilor săi? Domnul Tabără, noi am vorbit inclusiv în acest studio și spuneam atunci că viața până la urmă bate filmul. Dincolo de vorbe, de isterii, evident că scopurile de bază în activitatea unora, inclusiv și acestui individ, dar și acestor grupări care fac parte din acest proiect, până la urmă un proiect cu denumirea Moldova, despre care și singur vorbește, țintă din acest proiect fac parte și eu, iarăși din cuvintele lui fiind spuse. Deci obiectivul este de a destabiliza situația din Republica Moldova. Până la urmă, de a opri Republica Moldova din acest parcurs
și nu sunt cuvinte mari. Încă o dată, probele sunt foarte grăitoare de a opri Republica Moldova din parcursul său european. Ce s-a întâmplat în această perioadă de timp și cu ceea ce s-a văzut astăzi în urma acțiunilor instituțiilor de drept. Vedem că nu era vorba de o joacă. Deci, cu scopuri bine determinate, cu pregătiri în acest sens, inclusiv la capitolul muniție, armament și tot ceea ce înseamnă acest lucru. Vreau să vă spun și sincer, spun lucrul ăsta urmărind anumite secvențe care au fost oferite publicului larg prin intermediul mass media, de către organele de stat, de drept. Eu mă prind la ideea că începem să aflăm și adevărul din 7 aprilie. Tocmai în baza acestei campanii? Nu este vorba de campanie, este vorba de acțiuni și anumite scenarii. Da, înțeleg. Dar, încă o dată, instituțiile statului urmează să-și facă meseria. Slavă Domnului, noi avem în continuare, în slujba statului, în aceste instituții, ofițeri, oameni devotați țării și, după cum vedem, își fac meseria. Necătând la faptul că au fost amenințări, presiune inclusiv cu caracter corupționist în raport cu ei. Și eu, încă o dată, ca și cetățean al Republicii Moldova, am aceeași așteptare ca statul să-și facă datoria. Mai departe, orice activitate politică, nu contează care este nivelul și care este obiectivul, categoric trebuie să fie curmat atunci când aduce atingere securității statului. Securitatea statului este și trebuie să fie grija tuturor, indiferent că sunt în opoziție, sunt la guvernare. Și lucrul ăsta, încă o dată, trebuie să fie conștientizat de toți, dar și societatea întreagă trebuie să fie foarte vigilentă, să fie foarte atentă în această situație complicată și în acest moment pe care îl trăim, care, insist în a spune, are o încărcătură istorică. La noi în față nu sunt alegeri simple. La noi în față este o alegere între a fi sau a nu fi o republică independentă, suverană, dezvoltată și cu obiectiv foarte clar și cu parcurs foarte clar european. De aceea, în această etapă, și apelul ăsta îl fac în toate comunicările pe care le am cu oamenii, în această perioadă pe care o parcurgem, cel mai important element este să fim uniți. Nu avem cum contrapune acestui tăvăluc care este compus din bani mulți, murdari în țară, care vin prin intermediul acestor indivizi, prin această manipulare directă și indirectă, prin intermediul anumitor resurse media din afară, prin această minciună grosolană și cinism care are la bază și embargourile impuse de către Federația Rusă și probleme create, apropo, deja care se manifestă într-o manieră foarte directă. Detașamente întregi de oameni manipulați, speriați din Federația Rusă, trimiși acasă pentru a crea o anumită atmosferă și o anumită stare de spirit. Deci, la tot acest arsenal, și încă nu l-am numit pe tot, noi putem să contrapunem și să facem față doar prin unitate. Doar într-o mobilizare și într-o solidaritate extraordinar de mult necesară la această etapă de timp. Domnule Filat, o precizare. Dumneavoastră mai devreme ați făcut o similitudine cu ceea ce s-a întâmplat în anul 2009, în 7 aprilie. Atunci masele au fost și ele manipulate, s-au dezlănțuit la un anumit moment, nu mai puteau fi dirijate. Știm asta foarte bine. Felul în care s-au descurcat instituțiile de ordine și de drept, știm cum a fost. În acest an, ce s-ar putea întâmpla? Că manipulările maselor nu sunt excluse, de asemenea, dumneavoastră ați menționat. Instituțiile noastre de ordine și de drept sunt pregătite să facă față acum? Deci când fac această similitudine, vorbesc despre acțiuni în pregătire și deja, dacă vorbim de evenimentele din 2009, în implementare. Provocatori, foarte multe manipulare și elemente bine organizate în a folosi oamenii când sunt adunați mai mulți. La etapa actuală, vreau să vă spun că imediat după ce am venit la guvern, am investit foarte mult în pregătire, inclusiv ce ține de administrarea unor asemenea situații, la nivel de dotări și la nivel de training
a celor care au menirea să intervină. Vreau să vă spun și iarăși în cunoștință de cauză. Instituțiile statului sunt pregătite să anticipeze și după cum vedem, acțiunile sunt foarte relevante în acest sens și sunt pregătite să intervină. Dar totodată, cei care au asemenea gânduri, iarăși trebuie să înțeleagă care este responsabilitatea și mai mult decât atât trebuie să cunoască că acțiunile vor fi foarte prompte și, așa cum prevede legea, dure. Și acum, pentru că au fost astăzi și niște percheziții efectuate la niște persoane care sunt suspectate de extremism în Republica Moldova, exact în această campanie electorală, mai ales în ultimele zile, e destul de grav atunci. Și aceste persoane fac parte din Antifa. Una figurează pe lista lui Renato Usatăi. Dumneavoastră credeți că Usatăi era sau este la curent cu planurile lui Petrenko, Amerberg și Grigorciuc, despre care s-a menționat astăzi? Eu nu cred că scenariile unuia sau ăstora și scenariul general care este dirijat din afară, eu revin în a spune că aici nu este vorba de un proiect politic, este vorba de un proiect, ați văzut, este denumit Moldova, da, cu scop bine determinat de destabilizare, care este o mixtură, deci cu implicarea serviciilor secrete rusești și a lumii criminale. Și dacă este să ne uităm iarăși pe probele care apar, deci confirmă cele spuse. Și când vorbim de un anumit scenariu, trebuie să-l vedem ca un tot întreg, nu separat, a unuia, a unora. Deci sau e o combinație, da? Spuneți dumneavoastră, este cam un plan, așa? Este un plan foarte bine chipzuit și care încerca și încearcă să fie pus implementare aici în Republica Moldova. Nu, și aici vreau să duc la bun sfârșit ideea. Nu pentru a obține voturi mai multe sau mandate mai multe, dar pentru a avea această capacitate de destabilizare. Fiindcă acțiunile au fost de o anvergură foarte mare. Bani enormi, negri, au fost aruncați în țară. Coruperea a fost una de fără de precedent. Mai mult decât atât, nu mă refer aici la partea ce ține de oameni care lucrau pentru aceștia, dar și în instituții încercări foarte multe de corupere. De aceea, încă o dată, este un plan care a fost deturnat și eu sunt sigur că instituțiile statului vor gestiona în continuare, așa cum prevede legea, în interesul cetățeanului și securității naționale acest caz. E o situație complicată, adevărat, dar la prima vedere ar părea a fi așa o inegalitate de forțe, pentru că toate dovezile, toate legăturile arată că Federația Rusă și serviciile speciale s-ar afla în spatele acestui plan numit Moldova, că acești pioni pe care i-ați nominalizat și pe care, iată, și autoritățile au început să-i dămaște, să-i salte, să-i aresteze și așa mai departe, sunt cu toții în mâinile Federației Ruse. Inegalitatea aceasta de forțe pe unii sperie. E Moldova într-adevăr capabilă, prin instituțiile ei și eventual și cu, eu știu, sprijinul necesar să facă într-adevăr față acestui lucru? Mai sunt 2-3 zile până în 30, până la sfârșitul zilei de 30, propriu-zis, când lucrurile ar trebui să fie lămurite. Și după. Și după. Care e perioada critică, să zicem așa, pe care o luați în calcule? Face față Moldova și care e perioada critică? Odată că noi, mă văd nevoit să repet, putem face față acestei situații doar în condiția în care vom fi uniți. Vă referiți la public, să nu se lase provocat. Eu mă refer la întreaga societate. Și dacă nu e suficient ce spun eu, atunci cred că este foarte relevant să vedem această experiență pe care ne-a oferit-o și lecții care ne-a oferit-o Ucraina. Teritorii furate, război organizat, presiuni fără de precedent și uitați-vă, ei au fost mobilizați și au răspuns foarte prompt, prin vot în alegerile parlamentare, de altfel și în alegerile prezidențiale. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că la ora actuală obiectivul de bază a Republicii Moldova este menținerea stabilității și păcii în Republica Moldova. Și depinde de fiecare din noi. Clasa politică, instituțiile, sănătoase mă refer, instituțiile statului își vor face meseria. Însă noi putem trece peste această situație mai puternici doar în cazul în care vom avea odată o participare exemplară la vot
și doi, un vot consolidat pentru parcursul european al Republicii Moldova. Aici trebuie să vă întreb un lucru și important. Dar vă rog. Să răspund până la urmă la întrebare. Și categoric, fără ca să intru în foarte multe detalii, trebuie să spun că Republica Moldova nu este de una singură. Republica Moldova nu este de una singură în această luptă pentru viitorul european. Cred că asta e bine de auzit, dar vreau să vă întreb un lucru. Rita, mai permite-mi o întrebare, te rog. Ați vorbit despre necesitatea unui vot unitar. Știm că, din nefericire, publicul e destul de tare împărțit. Dacă Partidul Patria iese din cursă, și probabil că pe cale de consecință legală va ieși din cursă, ce s-a întâmplat, de exemplu, cu corpul acesta de votanți ai Partidului Patria? Unde se vor duce? În care parte? Vor fi ei receptivi la apeluri din acestea către unitate, către luciditate? Domnul Tabăr, eu încă o dată vreau să vă spun că pentru mine este mai puțin important această migrație a alegătorilor. Uh-huh. Eu sunt, pe de altă parte, eu cred că parte din acești oameni care, în baza unor probe incontestabile, văd care este adevăratul scop al acestui proiect, nu vor vota niciodată pentru cei care promovează același obiectiv. Pentru că nu este doar el singur în acest proces. Mai avem alt proiect politic care umblă la ultima perioadă de timp cu fotografii pe toate billboardurile. Eu mai în glumă, mai în serios, spuneam ce ar fi dacă eu mi-aș afișa toate pozele cu Putin. Ar trebui probabil să mă duc la CEX să solicit să prelungim campania cu vreo 6 luni de zile să reușesc să le postez pe toate. Important la această etapă de timp, vital pentru noi, este ca legea să triumfe. Este nevoie ca oamenii din țara noastră să aibă o dovadă. Dom'le, legea este lege, iar statul este capabil să implementeze norma legală. În caz contrar, vreau să vă spun că avem consecințe grave. Pe de o parte, sunt cei care ori au fost certați cu legea, ori rămân în a fi certați cu legea. Și prin exemplu ăsta de auto, tot ce se poate sau tot ce doresc își permit, deci încep să prindă și ei la curaj. Pe de altă parte, este partea sănătoasă a societății, care, urmărind inacțiunea statului, cade în deznădejde. Cetățeanul, dacă îi să vorbim sincer acum, în primul rând are nevoie din partea statului de acest sentiment de securitate, că este protejat. Și în această etapă de timp, importantă, dar în mod special atunci când este vorba de securitatea statului, sigur, oamenii au o așteptare enormă. Eu, încă o dată, vă spun, am comunicare permanentă, zilnic, cu foarte multă lume. Mesajul dânșilor este unul consolidat. Vă rugăm, faceți ordine în țară și, doi, asigurați securitatea statului la toate capitolele. Dar știți ce vroiam să vă întreb? Pentru că în rețelele de socializare astăzi, dar și în anumite media, se vehiculau informații despre veridicitatea acestor filmuleți în care apare Renato Usatăi astăzi, de exemplu, dar și a planurilor de destabilizare despre care atât de mult se vorbește. Cât de reale sunt acestea? Cât de autentice sunt? Dacă ar trebui să creadă oamenii în ceea ce văd și să înțeleagă că e pe fapt, e pe bune? Deci ceea ce ține de veridicitatea filmuleților și așa mai departe, nu mă apuc eu să judec, pe mine nu mă interesează, nici nu mă uit la ele. Însă, ceea ce ține de aceste probe cu care au venit organele de drept în fața instituțiilor care trebuie să reacționeze în modul adecvat, vreau să vă spun că ele sunt foarte reale. Despre aceste intenții și planuri nu am vorbit doar eu, a vorbit toată, mai multă lume, mai mult ca atât, a fost și Consiliul Suprem de Securitate. Să nu credeți că lucrurile se întâmplă de la sine. Uh-huh. Au un anumit parcurs și au o anumită etapizare. Unii întreabă de ce anume acum. Dintr-un motiv foarte simplu, că acum sunt probate aceste ilegalități. Da, așa e. Și întrebarea mea este în întâmpinare. Dar ce trebuia să facă instituțiile statului? Să stea spectatori, să urmărească cum în continuare sunt acumulate muniții, armament, se fac planuri din ce în ce mai sofisticate. Au intervenit atunci când au probat tot acest lucru. Iar instanțele de judecată trebuie să răspundă la întrebarea dumneavoastră. Eu nu sunt decât la fel ca și dumneavoastră. Poate am informații mai multe, dar nu sunt în situația în care să dau verdict. Ceea ce pot să fac eu, și la fel ca și dumneavoastră, să cerem ca instituțiile statului
să-și facă meseria. Dar motive de panică, în principiu, există, domnul Filat? Pentru de că și unii ar trebui să manifeste deja frică, cel puțin. Nu cred că suntem în situația în care să manifestăm frică, dar îngrijorare, da. Și totodată, vă spun în cunoștință de cauză de data aceasta, instituțiile statului sunt pregătite să facă față oricărei provocări. Mm-hmm. Cristi? Bun. Asta a spus de atât de multe ori încât până la urmă va trebui să vă credem, dar sperăm din tot sufletul să nu fie nevoită instituțiile să arate asta în stradă. Pentru că... Nu, dar îmi cer scuze că intervin. Vă rog. Dacă este să ne aducem aminte, înainte de a prelua guvernarea, în 2009, vă aduc aminte ce se spune atunci. Că nu vom fi în stare să menținem ordine publică, că nu va fi gaz, nu vor fi pensii, soarele nu va străluci pe cer. Ei, uitați-vă, în această perioadă de timp am avut atâtea și atâtea. Am fost în stare să menținem ordinea publică în țară. Nu am avut niciodată în această perioadă de timp situații de violență și așa mai departe. Când spun aceste lucruri, mă bazez pe capacitatea și înțelegerea noastră cum trebuie să acționăm într-o situație sau alta. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun că în tot acest răstimp, noi nu doar am vorbit despre reforma instituțiilor, dar am și acționat. Este adevărat, oamenii încă nu resimt îndeplinătatea această reformă, dar cu toată tăria pot să vă spun că instituțiile au obținut capacitatea necesară pentru a face față situațiilor, inclusiv de acest gen. Am înțeles. Bun. Mai avem foarte puțin până la pauză. Mă interesează să ne mai spuneți un lucru. Ați evitat să vă pronunțați pe marginea filmulețului. Înțeleg că în postura în care vă aflați nu e foarte bine să spuneți că este sau nu este Renato Ousat, omul FSB-ului și prizonierul Moscovei. Cum... Dar de ce nu sunt... Da? Eu nu vreau să vorbesc despre filmuleț. Eu pot să vă spun foarte clar că el este omul acestui serviciu secret. Sau special, sau cum vreți. Și am spus-o și data trecută. Bun. Implantat de cine? Plătit de cine? De cei pe care îi reprezintă. La un moment dat, domnul Voronin spunea că e plătit din interior. E plătit din interior sau din exterior? Este plătit din exterior. Depinde ce interes urmărea domnia sa când a făcut această afirmație. Dar cu certitudine, finanțarea și probele indică foarte clar că această finanțare este ilegală din exterior. Am înțeles că decizia este aceea ca sumele să fie confiscate și puse în folosul statului. Aveți cumva idee despre ce fel de sume vorba, că lumea se întreba la un moment dat? Nu știu detaliile respective. Deja instituțiile, la finalizarea întregii proceduri cu caracter operativ de investigație și a întregului proces, urmează să prezinte informațiile de rigoare. Ousat se victimiza încă de astăzi, spunea la un moment dat într-o replică sa că se așteaptă ca și el și alții să fie arestați în noaptea asta. E alarmism și victimizare pentru ochii publicului, aplicarea legii, ce o să fie? Știți că este această fabulă, da? Când un ciobănaș mai tinerel glumea cu satul. Când tot striga că vine lupul. Uh-huh. Și satul tot alerga în ajutor. Până la momentul în care au obosit de tot atâta alergătură și când a venit lupul, striga ciobănașul foarte tare, dar satul nu a mai venit. Nu este poate cea mai bună comparație. Ceea ce vreau să vă spun, că procesul politic nici într-un caz nu presupune asemenea acțiuni la care se dedau unii, inclusiv acest individ. Procesul politic este în primul rând responsabil și categoric, dar absolut categoric, nu presupune activități îndreptate împotriva țării, în care presupui că, sau te prezinți ca fiind participant în procesul politic. Mai de una e brava. Acum se victimizează. Este treaba dânsului. Cum consideră și cum decide să se comporte în acest proces. Pentru mine, revin în a spune, ceea ce este important, ca legea să fie cea care ia decizia finală, sau în baza căreia se ia decizia finală. Vreau să vă spun că, așa cum am procedat dintotdeauna, evenimentele care au loc și care s-au manifestat astăzi deja la vedere, nu sunt simple. Am comunicat cu mai mulți parteneri europeni, inclusiv cu președintele Partidului Popular European. I-am expus punctul nostru de vedere asupra ceea ce se întâmplă. Deci avem și acest proces de comunicare
și de lămurire anumitor lucruri pentru ca să avem lucrurile clarificate și pe această dimensiune. Vom reveni la discuții, domnilor, după publicitate. Revenim în câteva minute la Fabrica. Rămâneți cu noi! Am revenit la Fabrica. Vladimir Filat este invitatul nostru special, președintele PLDM. Ne răspunde astăzi despre ceea ce se întâmplă înainte de alegeri cu câteva zile. Despre focuri am vorbit, focuri înainte de alegeri, vorbim de zilele fierbinți, dar și ne referim la această campanie electorală. Cu referire la Partidul Socialiștilor, a apărut o sesizare la Comisia Electorală Centrală, ce drept de la Partidul Comuniștilor, care vorbește despre un bloc ascuns al PSRM. Dacă lucrul ăsta se confirmă, domnul Filat, dumneavoastră, ce consecințe credeți că atrage? Urmează să fie examinată această sesizare. Dacă se confirmă, înseamnă că acest concurent electoral urmează a fi calificat ca și bloc electoral, cu consecințele legale. Deci pragul de trecere de la 6% la 9%. Mi-a venit foarte greu să... Dar rămân două zile? Ce culoare ar trebui să o facă în aceste două zile sau cum? Bine, nu există o reglementare în timp. Deci, această decizie poate fi luată până în ziua alegerilor, așa cum prevede legea. Eu nu pot să mă expun la acest capitol, deoarece, sincer, nu cunosc conținutul sesizării. Dedesubtul, într-un fel, da? Dar, iarăși, urmează să se expună Comisia Electorală Centrală. Cristi. Sesizarea PCRM-ului vorbea despre faptul că pe listele domnului Dodon s-ar afla 1, 2 sau mai mulți președinți de partide care nu au declarat la vremea în care au fost puși pe listă că sunt președinți de partide și că în felul acesta, de fapt, este un bloc ascuns. Ar fi un bloc ascuns care ar trebui să acumuleze, de fapt, minimum 9 sau chiar 11 plus procente, dacă ar fi vorba de bloc de 2, de 3 și așa mai departe. Ori chestiunea aceasta reprezintă o problemă și ar genera o sensibilitate în plus după, iată, evenimentele legate de patria. Ați pus foarte mult accent pe aplicarea legii. Dacă se aplică legea, ar putea să sporească tensiunea în perioada preelectorală. Vă îngrijorează, nu vă îngrijorează acest aspect? Nu înțeleg de ce ar trebui să sporească tensiunea. Eu știu din cauza, de exemplu, susținătorilor care ar spune, iată, mașinațiuni... Bine, dar ce să facem noi cu susținătorii care urmăresc, ai noștri, care urmăresc acest dezmăț? Aceste ilegalități care au fost în toată această perioadă și ar manifesta și ei. Sigur, noi avem responsabilitatea necesară și o să menținem și calmul. Să nu credeți că nu ne este ușor în comunicarea cu alegătorii noștri, care în cadrul întâlnirilor ne întreabă de ce nu este aplicată legea. Însă, încă o dată, activitatea politică este una responsabilă. Eu mă uitam pe sinteză care mi-o transmit colegii vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la nivel de evenimente, la nivel de evenimente publice, cu acest mesaj. Scoatem oameni în stradă, nu scoatem oameni în stradă. Eu vreau să fac un apel către oameni să nu se lase a fi folosiți în jocuri murdare, în jocuri împotriva propriei țări. Uh-huh. Și mai mult decât atât, să fie conștienți de faptul că asemenea manifestări eventuale presupune și încălcarea legii. Iar noi am intrat deja pe un tărâm foarte și foarte deosebit, care vizează securitatea statului. Campania aceasta aduce multe noutăți și, de regulă, vin mesaje surpriză spuse în premieră în campanie electorală. De exemplu, zilele trecute, Vladimir Voronin ne-a spus la Fabrica ceva legat de Igor Dodon și Zinaida Greceanu, care au adus la Chișinău un contract cu majorare de prețuri pentru Republica Moldova, pe vremea când aceștia erau în funcții, cu preț mai mare decât pentru Germania, spune Vladimir Voronin. Dumneavoastră credeți prețul că... Prețul la gaz, nu? Da. Dumneavoastră credeți că autoritățile ar fi trebuit să se sesizeze, să investigheze în cazul? Odată eu am avut implicare direct, nu în examinarea dosarului, dar în negocierile în vedere semnării unui contract nou. Uh-huh. Pentru că cel care a fost semnat în 2005 a fost unul în detrimentul Republicii Moldova. Eu, până în prezent, nu înțeleg
care a fost logica și care a fost argumentarea, inclusiv economică, în a semna așa contract. Pe mine mă miră cum președintele de atunci al Republicii Moldova vorbește peste atâția ani, precum că prim-ministru, care era reprezentantul guvernului, de fapt atunci nu era prim-ministru doamna Greceană, era Tarlev, dânsa era ministrul finanțelor, am impresia. Nu o să intru acum, nu contează. Dar erau reprezentanți ai partidului pe care îl conducea și în guvernul pe care îl controla în totalitate. Și ce vreți să spuneți? Că Vladimir Voronin ar fi trebuit să-și asume, de fapt, acest lucru? Nu. Ceea ce vreau să vă spun că este ușor în a vorbi și a transfera responsabilitățile de peste pe unul... Peste ani, da? Nici nu este vorba peste ani. În general, de pe unul pe altul. Atunci când îți asumi funcție de conducere, trebuie să asumi nu doar beneficiile. Nu poți să mergi să vorbești în permanență că ai majorat cu 10 lei pensiile sau, nu știu, sau mai vopsit câteva garduri prin sate. Trebuie să asumi și responsabilitatea, fiindcă până la urmă actul de guvernare presupune și acest element. Eu deja cred că a patra oară vorbesc de responsabilitate. Dar revenind la contract, că aici cred că este problema, nu în expunerele unuia sau altuia, acest contract a fost unul categoric în detrimentul Republicii Moldova. În consecință, într-adevăr, noi am avut prețuri și continuăm să avem, în baza acestei formule de calcul, care stă la baza formării prețului, mai mare decât în Germania și în multe alte țări. Și acum, domnul Filat, întrebarea era, de fapt, dacă ar trebui instituțiile abilitate să se autosesizeze, să investigheze cazul. Nu uităm cazul Iuliei Timoșenko în Ucraina, care s-a bazat exact pe problema gazelor și din cauza care a fost calificat până la urmă că a fost unul politic. Vedeți că sancțiunea urmează a fi și una morală, nu doar una sub aspect juridic. Dar dacă se consideră, eu v-am spus sub aspectul, eu am dat o apreciere nu juridică, eu am dat o apreciere economico-politică. Fiindcă modalitatea în care a fost negociat acest contract și semnat, practic a îngenunchiat Republica Moldova și a creat nu doar dependență de sursa de furnizare, dar o dependență enormă de prețul care îl are această sursă energetică. Vedem, dacă se va impune și o asemenea examinare, probabil va fi. Vreau să ne referim puțin tot la o informație pe care presa a dat-o astăzi. Dacă nu mă înșel, Ziarul Național este cel care a publicat astăzi o schemă, realmente o schemă a legăturilor dintre personaje Antifa, Renato Satâi, dar schema la un moment dat prin Pavel Grigorciuc face legătura și cu Igor Dodon, respectiv cu tăiat din persoanele subordonate lui Igor Dodon. Nu știu exact cât să cred, cât să nu cred din această schemă, dar, cum spuneți, sunteți un om informat și prin funcția pe care ați deținut-o în stat și prin postura pe care o aveți acum ca președinte de partid. Aveți informații că și domnul Dodon s-ar număra printre cei care, așa cum s-a spus și în zilele trecute, ar importa extremism în Republica Moldova? Ceea ce pot să vă spun, că acest interes străin Republicii Moldova are agenți de influență în aceste partide, nu doar în unul, în aceste partide care nu au doar o opțiune estică, au această misiune de destabilizare în Republica Moldova. Urmează iarăși etapa probatorie să stabilească dacă are și dânsul implicare în acest sens, dar că sunt contacte și în anumit sens sunt utilizate, categoric da. Schema respectivă mai făcea trimitere și la personaje cărora nu le era dezvăluită identitatea, înțeleg că probabil din motive ce țin de procedura anchetei. Era un profesor universitar care racola tineri, era un ofițer al armatei care era cuprins în această schemă. Cât de adânc pătrund lucrurile? Că văd că de la vârfurile politice se ajunge și la mediul academic, mediul militar. Sper foarte mult că în urma acestor acțiuni ale instituțiilor statului, această pătrundere a fost oprită. Dar ea a fost urmărită și cred că în continuare va fi urmărită să fie foarte adâncă, în așa fel încât să aibă capacitate de intervenție, dar și de paralizie în anumite situații de criză. Acolo se mai spunea și spuneau și ofițerii care se ocupă de anchetă, reprezentanții procuraturii, de exemplu, și ai Ministerului de Interne, spuneau despre faptul că au fost găsite planuri ale instituțiilor statului. Am văzut, da, în analiză.
asta presupunea, de exemplu, că dincolo de tulburările sociale se presupunea și preluarea puterii în stat, ocuparea instituțiilor vitale, după modelul Donețcului, de exemplu, că și acolo așa a început. Un grup restrâns s-a ocupat... De ce doar a Donețcului? Haideți să venim mai aproape, spre Kiev. Domnul Tabără, acum un an de zile, eu am fost pe Maidan, împreună cu alți colegi din Partidul Popular European. Și după un an de zile vedem câte lucruri s-au întâmplat în Ucraina. Lucruri care la acea etapă de timp păreau fantastice. Uh-huh. La nivel de scenare desenate într-o manieră teoretică, dar apocaliptice. Și uitați-vă că foarte multe din cele descrise la nivel de posibilitate s-au întâmplat. M-am întâlnit săptămâna trecută cu președintele ucrainean, domnul Poroșenko. Dânsul m-a rugat și eu această rugăminte o transmit la toți cei cu care vorbesc. O rugăminte să avem grijă de țară. Să nu repetăm greșelile pe care le-au făcut ei. Tot așa li se părea la un moment dat joc, nu vor merge până într-acolo. Și este evident că asemenea porniri, asemenea acțiuni, ele trebuie să fie curmate din fașă. Noi putem să ne pierdem foarte mult în a discuta nuanțele, în a face analiză, inclusiv și un pic de filosofie să facem. Dar în momentul în care, și aici insist, este vorba de securitatea statului, este vorba de integritatea cetățeanului, aici nu mai putem polemiza, aici nu mai putem discuta, nu mai putem să începem să ne măsurăm tembrul vocii, culoarea ochilor și așa mai departe. Aici trebuie de acționat și de acționat prompt pentru a nu ajunge la un moment de la care nu poți reveni. De ce noi discutăm foarte des fără a face legătură cu evenimente care au fost și nu atât de departe? De ce unii, deja i-am văzut în comentarii, se grăbesc a pune interesul politic, interesul electoral? Și haideți să fim obiectivi, revenind la întrebarea care ați adresat-o dumneavoastră. În eventualitatea excluderii din lista electorală, cine poate crede că voturile care s-ar fi dus la el ar veni la mine? Niciodată. Deci noi nu contăm pe asemenea, cum să vă spun, pe asemenea acțiuni pentru a convinge oamenii să voteze pentru noi. Noi avem alte argumente. Avem fapte, avem oameni și avem proiect de viitor pentru țară. În baza acestor abordări, noi urmărim obținerea votului. Dar revenind la exemple, ce s-a întâmplat nu cu atât de mult timp în urmă, sau a încercat și s-au trudit ca să se întâmple în autonomia găgăuză. Deci este scoasă din contextul general. Deci acest plan, el are început, are parcurs, iar finalitatea urma să se întâmple, după înțelesul lor, ori în campania electorală, ori imediat după. Și am spus la emisiunea precedentă, miza preluării controlului politic în Republica Moldova, pe de o parte de a opri țara în parcursul său european, dar și de a crea o zonă de instabilitate urmărind și situația din Ucraina, este una foarte mare și nu poate fi neglijată. În acest sens, noi trebuie să conștientizăm că responsabilitatea este enormă și față de propria noastră țară, dar și asupra contextului regional, care încă o dată nu putem să-l trecem cu vederea. Un fi noi, fiecare concentrați pe interesul nostru, de acasă, din jurul nostru, dar până la urmă trăim într-o lume. Și dumneavoastră cunoașteți, și dumneavoastră cunoașteți foarte bine, și telespectatorii cunosc foarte bine, că această lume este foarte interdependentă și este din ce în ce mai globalizată. Și responsabilitățile sunt din ce în ce mai colective. Mulțumesc. Dar ne apropiem de ziua alegerilor și înțeleg că există această îngrijorare, vorba dumneavoastră, ca să nu se întâmple ceva mai agitat. Dar trecând la rezultatele pe care le va aduce această zi, despre miză ați vorbit, despre posibile lucruri care s-ar putea întâmpla ați vorbit. Rezultatele, care credeți că vor fi? Noi sondajele le-am urmărit. Cunoaștem aproximativ cum stau pe poziții anumite forțe politice. Ce tablou aveți dumneavoastră? Nu m-ați auzit niciodată să comentez sondaje. În înțelegerea mea, acest lucru trebuie să-l facă analiștii politici sau cei care au acest interes. Însă prea mult, dar prea mult se pune miză pe aceste sondaje. Vedeți dumneavoastră creșterea votanților nu se realizează prin creșterea cifrelor sau scăderea cifrelor în sondaj. Așa cum am spus
de mai multe ori. În activitate, tot timpul m-am bazat pe analiză. Asta înseamnă că și sub aspect sociologic noi facem măsurările periodic și echilibrăm acțiunile în funcție de percepția oamenilor. Și pot să vă spun cu toată certitudinea că după alegerile din 30 noiembrie, Republica Moldova va avea o coaliție pro-europeană capabilă să continue parcursul european al Republicii Moldova și să asigure ordine în țară și stabilitatea de care avem nevoie atât de mult. Și asta vă spun încă o dată, nu doar în baza dorinței mele sau a faptului că cred în acest lucru, și în baza analizei, dar și în baza a ce se întâmplă la nivel de țară. Așadar, ce partide vor forma viitoarea guvernare? Nu o să vă dau denumire de partide, dar categoric... Puteți face, dacă ați făcut anumite studii... Întrebați-mă cu cine... Nu voi face coaliție și atunci va fi mult mai simplu. Și la asta ajungem... Eu doar nu vin aici și spun că nu voi face coaliție cu nimeni. Eu sunt conștient de faptul că în Republica Moldova vom guverna de acum înainte în baza coalițiilor. Slavă Domnului că am și învățat un pic și uitați-vă, avem în premieră o guvernare bazată pe o coaliție cu mandat dus până la capăt și cu realizări concrete. Este pentru prima dată când în Republica Moldova o guvernare, și foarte important, de coaliție, poate să vină în fața oamenilor și să nu spună de ce n-a realizat una sau alta, dar să spună foarte concret câți kilometri de drumuri s-au construit, câte școli s-au reconstruit, câte reforme au fost realizate și au impact, câte nu au deocamdată și ce urmează să facem ca să întâmple acest lucru. De aceea, procesele care urmează să fie continuate, nu o să spun cuvinte noi sau lucruri noi, că nu am cum să le spun, lucrurile rămân a fi aceleași. Ceea ce urmează să facem noi în perioada de viitor, nu să inventăm apa caldă moldovenească. În față, noi avem o agendă bine stabilită, o foaie de parcurs care reiese din acordul de asociere. Da. Care spune exact ce trebuie să facem, pas cu pas. Iar această implementare nu ține doar de declarații, ține și de capacitate și de sinceritate în implementarea acestor reforme. Nu vom face coaliție cu Partidul Comuniștilor. Așa, din la asta vrem să ajung. Cu cine categoric nu faceți coaliție? Cu Partidul Comuniștilor și mai mulți nu vor fi, cred. S-ar putea aduna niște formațiuni pe stânga? Nu excludeți? Haideți să vedem. Dar cum am putea noi coaliza cu cei care, spre exemplu, au obiectiv denunțarea acordului de asociere? Cum am putea noi coaliza cu cei care luptă într-o manieră foarte directă împotriva interesului național al Republicii Moldova? Deci cu niciun partid de pe stânga nu faceți coaliție? Noi vom face coaliție cu partidele care nu doar declară opțiuni pro-europeană, dar care au capacitatea să facă acest lucru și au demonstrat prin acțiuni că acest lucru poate să fie implementat. Da, dacă ați remarcat, Partidul Comuniștilor, Vladimir Voronin mai degrabă, așa, liderul Partidului Comuniștilor, acum vorbește tot mai des despre acordul de asociere, se întâlnește cu oficiali din Uniunea Europeană. Nu este un semnal că ar accepta acum acest vector european și, de exemplu, de dragul intereselor țării, să faceți o coaliție împreună? V-ați gândit la această versiune? Eu trebuie să recunosc, gândesc tot timpul, pentru că dacă nu aș gândi, probabil nu aș avea rezultate în acțiunile pe care le întreprind. Tare mult aș vrea să nu discut despre oameni, dar despre proiecte și despre lucruri care trebuie să fie făcute în țara asta, dar mă rog, haideți să ne uităm, să nu ne ducem foarte departe. Dacă ne-am duce foarte departe, va fi și mai... Uh-huh. Ultima jumătate de an. De câte ori domnul Voronin și-a schimbat mesajele? De la denunțarea categorică și de la proteste în fața reprezentanții Uniunii Europene la Chișinău, de la vorbitul, așa cum poate el câteodată, niciodată nu am înțeles, dar mă rog, ține de dânsul, până la mesaje pro-europene. Pe mine nu m-ar mira, sincer, nu m-ar mira dacă peste o zi sau peste două, trei zile noi vom avea cu totul alte mesaje.
undeva mie mi se pare că ține și de frustrările pe care le trăiește. Este primit Dodon de Putin, devine pro-european. Mâine, probabil, dacă va fi telefonat sau chemat, se va transforma, probabil, într-un vamist, unionist. Spun lucrurile astea și îmi cer scuze, poate, că am folosit cuvinte așa mai puțin. Mă rog, și chiar îmi pare rău. Integrarea europeană nu poate fi realizată prin frustrări și prin interese personale. Este un exercițiu extrem de responsabil. Eu vreau să exemplific. Anul trecut noi am trecut printr-o criză politică profundă, printr-un cutremur politic. Nu o să întâlniți niciunde, nici în democrații foarte avansate, ca după un asemenea cutremur. Nu o să intrăm acum în motive, cine a fost drept, cine nu a fost drept, o să după alegeri sau istoria va scrie. Însă ce este important? Că s-a găsit maturitatea politică, s-a găsit responsabilitatea necesară pentru a pune în față interesul Republicii Moldova și a trece, n-a fost ușor, recunosc, peste dureri personale, peste supărări personale, peste interese de partid. Și am asigurat totuși ca țara noastră să ajungă în pragul alegerilor cu o etapă extraordinar de importantă depășită. Ce discutam noi cu oamenii dacă mergeam pe trăiri personale? Ne aruncam în alegeri anticipate, despre ce vorbeam noi cu oamenii astăzi? Ce le povesteam noi despre acordul de asociere? Ce le povesteam noi despre liberalizarea regimului de vize? Cum le explicam de ce n-am construit tot ce am construit în acest răstimp bazându-ne pe acest proces de integrare europeană? De aceea revin să mai punctez o dată la întrebarea care ați adresat-o. Dacă ne-am fi propus să fim cu orice preț la guvernare, aș fi răspuns acum să vedem după alegeri și viața ne va arăta. Pentru mine personal, aflarea la guvernare cu orice scop nu are sens. Aflarea la guvernare pentru obținerea unui scop în care cred și care este necesar, vital pentru țară, da. Ori realizarea acestui obiectiv, poți să ai această realizare doar în momentul în care ai acțiune și ai oameni care sincer cred în acest proces. Noi am avut situații complicate în relațiile cu partenerii de alianță, de coaliție, însă haideți să recunoaștem că pe problemele de interes major național, noi am avut vot consolidat. Și lucrul ăsta este mai important. Atunci când îți pierzi timpul, inclusiv în analiză, că au spus de la asta, ăsta a spus ailaltă, uite acolo o nuanță, dincolo altă nuanță. Și asta este important. Dar cred că cel mai important este să ne uităm asupra problemelor de principiu, asupra cărora convenim și acționăm. Vom continua discuțiile. După publicitate, revenim în câteva minute la Fabrica. Rămâneți cu noi! Revenim la Fabrica. Vlad Filat, președintele PLDM, este invitatul special în această seară. Cristi, are o întrebare? Poftim. Aveam o întrebare pregătită de mai multă vreme. De fapt, s-au născut două între timp. Acum îl întreb pe domnul Filat. Preferați o întrebare legată de un posibil partener electoral sau una care să se referă la contextul regional? La contextul regional. Bun. Astăzi a apărut o știre extrem de interesantă, ca să spunem așa, care spune că Rusia Hodnadzor a hotărât să aplice embargo produselor din Belarus. Și Belarusul a reacționat rapid și a spus că va face același lucru cu anumite produse care vin din Federația Rusă. Analiștii de pe spațiul respectiv au spus, iată, începutul sfârșitului pentru Uniunea Vamală. Cum vi se pare această chestiune? Pentru că noi avem un actor politic important, cu sau fără bloc electoral ascuns, care spune foarte clar către Uniunea Vamală. Către obținerea voturilor, că după care ei habar nu au ce să facă cu țara. Dar acum să revenim la această situație. Vedeți, această Uniune Vamală ca atare nici nu a existat. Și noi avem acord de comerț liber între statele CSE. Eu am participat direct și la negocieri și am semnat acest acord, care stabilește foarte clar condițiile în care are loc acest comerț între țările membre CSE. Această idee, deci lucrurile
fost, în primul rând, foarte straniu discutate și s-a ajuns de la o idee de a constitui această Uniune Euroasiatică, care până acum nimeni nu știe cum ar trebui să fie ea la nivel de funcționalitate. Unii promovau foarte intens acest proiect, Federația Rusă. Restul participau în aceste discuții, dar fără niciun fel de interes. Știți cum? Dacă vrei să îngropi o misiune, faci comisii și multe ședințe. Uitați, cam așa ceva s-a întâmplat. După care a apărut această Uniune Vamală, care nu are la bază, și nu spun cu răutate, eu la nivel de analiză, dacă vreți, această Uniune Vamală, cum se numește ea, la bază nu are elementul de bază în cazul unor asemenea construcții. Raționamentul economic. Deci, până la urmă, acest proiect este unul politic care urma să răspundă anumitor cerințe de autodeterminare, dacă vreți, personale a lui Vladimir Putin și a Rusiei ca țară și care, evident, nu are cum să aibă viață lungă. Cât nu s-ar strădui ei, însă elementul de independență și de suveranitate, nicio țară, nici Belorusia, nici Kazahstanul, din aceste nu va ceda. Atâta timp cât a fost convenabil, și trebuie să recunoaștem pe seama acestui proiect politic, atât Kazahstanul cât și Belorusia a avut de câștigat. Dar totul are început, totul are parcurs, totul are sfârșit. Consider că este absolut firesc, în baza unor înțelegeri care sunt și scrise. Spre exemplu, Republica Moldova este nedreptățită legal. Aceste interdicții netarifare sunt cu încălcarea crasă a înțelegerilor bilaterale și multilaterale. În mod special, noi am putea pretinde și la prejudicii. Pentru că noi ne-am înțeles între noi, avem o clauză contractuală că asigurăm condiții de comerț civilizat, liber cu Federația Rusă. Belorusia, mie mi se pare că a reacționat corect. Atâta timp cât tu îmi lezezi drepturile care le iese din acordurile noastre și eu trebuie să vin în compensare. Aici nu este vorba doar de acest caz. Este problema de principiu pe care o are Federația Rusă în înțelegerea sa de a menține și de a avea relații cu partenerii săi. Prin forță, prin embargouri, prin presiune și așa mai departe, nu poți și nu ai cum să asiguri corectitudine în relație. Acest caz, eu nu știu dacă este începutul sfârșitului, dar clar că arată încă o dată că această poveste cu Uniunea Vamală este una falsă. Mai mult ca atât, eu când vorbesc cu oameni în teritorie, zic, când vor veni ăștia cu steluțele în frunte și alții cu Uniunea asta Vamală, să-i mai întrebați, vă rog frumos, un lucru. Cum văd ei că Republica Moldova urmează să ajungă în această Uniune Vamală? Printr-un tunel sub Ucraina sau printr-un pod aerian peste Ucraina? Și dacă eventual cunosc și costurile respective. Și nu o să vă răspundă, fiindcă nu interesează. Deci toată această propagandă, toată această momeală, dacă vreți, are un singur scop. Acumularea voturilor. Pentru că după alegeri, obiectivul este cu totul și cu totul altul. În acest context, depășesc un pic întrebarea. Mi-am pare rău că, umblând ăștia cu denunțarea acordului pe la televiziune, n-au fost întrebați măcar o singură dată. Dom'le, tu ți-asumi, spre exemplu, singurul partid care își asumă denunțarea acordului de asociere. Întrebarea mea este simplă. Ei își asumă pierderea unei piețe care la ora actuală are peste 50% din totalul exportul din Republica Moldova. Acești așa numiți politicieni își asumă lipsirea cetățenilor Republicii Moldova de dreptul de a călători fără de vize în Uniunea Europeană. Lipsirea posibilității pentru tinerii din Republica Moldova să participe la foarte multe proiecte pe dimensiunea educațională, de schimb de experiență și așa mai departe.
își asumă responsabilitatea ca toate proiectele importante care au început să fie derulate în țară la nivel de construcția infrastructurii moderne pentru țara noastră. Își asumă și această responsabilitate. Și vedeți că nu o să fie răspuns. Pentru că nu-l au. Pentru că interesul lor nu ține de interesul cetățenilor Republicii Moldova sau de interesul țării în întregime. Dacă tot vorbim de interesul țării, am analizat puțin cum e cu această momeală frumoasă, această ademenire către o Uniune care stă să se destrame și legal ea încetează să existe pentru că va fi înlocuită de Uniunea Eurasiatică atunci când va fi cine a lămurit cu ce înseamnă aia. Dar haideți să ne uităm un pic pe partea asta altă, pe vectorul vestic, unde a existat în permanență o dezbatere cu privire la securitatea Moldovei și renumitul articol din Constituție care vorbește despre neutralitate. Cum vede PRDM-ul această chestiune? Pentru că este important, iarăși, în contextul în care amenințările sunt multiple, lucrurile sunt o zgâlție, vedem că în Ucraina, din păcate, ce s-a semnat la Minsk este egal cu zero, Federația Rusă încalcă în continuare tratatele, avertismentul dat de doamna Merkel e aproape ultimativ în acest moment. Dar este și firesc în același rând. Bun. Cum vede PRDM-ul chestiunea securității? Se atinge de acest capitol al neutralității sau are altă soluție? Deci, având în vedere procesele pe care le urmărim, acest element de neutralitate urmează a fi păstrat. Însă aici trebuie să avem o mică discuție. Fiindcă neutralitatea este înțeleasă de diferiți, în mod diferit. Neutralitatea nu presupune o colaborare intensă și eficientă. În cazul dat, dacă este să vorbim cu parteneri, NATO sau pe bilaterală, pe dimensiune de securitate. Am spus la toate întrunirile care le-am avut și chiar am avut o agendă plină, externă, în ultima perioadă de timp, până la alegeri, și în Statele Unite ale Americii, și în Uniunea Europeană. Și mi-am expus această viziune, punct de vedere, dacă vreți, și anume ce ține de remodelarea, regândirea colaborării între blocul nord-atlantic și țările non-NATO. Și dacă este să mergem mai departe, nu am pretenția să spun că în urma discuțiilor mele se fac anumite lucruri, dar ele sunt firești pentru că situația, nu doar din regiune, în lume, obligă să faci anumite schimbări, anumite ajustări pentru ca să ai și rezultatul scontat. Până la urmă, ce urmărește acest sistem de securitate multinațională? Să asigure securitatea nu doar a țărilor care sunt membre, dar a lumii întregime. Și vedem deja, inclusiv și decizii a Congresului American, discuții foarte pline, anume în acest sens, vis-a-vis de redimensionarea și intensificarea colaborării cu țările non-NATO. Asta nu înseamnă că dacă o țară nu este membră NATO, nu are nevoie de element de securitate sau poate fi lăsată ca cineva să-i violeze în modul cel mai direct drepturile suverane, teritoriale. Așa vedem noi lucrurile. Să revenim la acel plan de acțiune individual, Republica Moldova, blocul nord-atlantic, și să redimensionăm relațiile cu această instituție. Fiindcă dacă îți propui obiective, cum ar fi aderarea la blocul nord-atlantic și așa mai departe, este un obiectiv prea îndepărtat și care nu depinde doar de Republica Moldova, iar noi avem nevoie de rezultate astăzi. Imediat. Cât de mare este miza, domnule Filat, pe diasporă? De exemplu, alegerile din România au demonstrat că voturile din diasporă contează. În cazul Republicii Moldova, în alegerile parlamentare, acestea ce rezultat vor aduce? Dacă este să ne aducem aminte anul 2009, alegerile din iulie, da, pot să vă spun că votul din diasporă a contat enorm de mult. Pot chiar să zic că a fost decisiv. Nu atât votul direct, pentru că nu am avut posibilitatea să deschidem secții de votare atât cât ar fi fost necesare. Dar a fost decisiv prin faptul că cei din afara țării indirect au influențat votul acasă. Același lucru s-a întâmplat de altfel și în România. Ne-am uitat în analiză deja post-electorală. Vom avea posibilitatea să discutăm mai în detalii vineri, când va veni la Chișinău domnul președinte al României ales, domnul Klaus Iohannis.
Așa e și pentru Republica Moldova. Personal am fost în diasporă, colegii mei merg foarte des în diasporă, comunicăm cu oamenii, nu au viață foarte dulce departe de casă, dar sunt oameni care luptă pentru ei, pentru familiile lor și în consecință ajută și țara. Și au ajutat-o decisiv într-o perioadă în care eram pe muchie, cum s-ar spune. Dar dincolo de recunoștință, acești oameni au și ei nevoie de anumite rezultate. Nu pentru ei personal. Ei au nevoie de rezultat pentru că atunci când va veni momentul să revină acasă, să aibă și ei condiții de viață bună. Să aibă infrastructură modernă, servicii calitative, lipsa corupției și așa mai departe. Ceea ce am observat, că dincolo de anumite supărări și oboseală, inclusiv de așteptare atât de lungă, ei înțeleg importanța momentului și vor avea implicare în procesul electoral, inclusiv și prin comunicarea pe care o fac acasă. Este greu să evaluăm acum numărul sau impactul, dar el categoric va fi determinant. Și o să vedeți că și în aceste alegeri ei vor fi cei care vor înclina balanța către o guvernare în favoarea Republicii Moldova pro-europene. V-aș aduce înapoi în interiorul Moldovei puțin pentru a vedea ce se va întâmpla cu indecișii. Lecția germană, de exemplu, și nu mă refer numai la domnul Iohannis aici, arată, de exemplu, că în fotbal poți fi sigur că ai înfrânt pe german doar când îi vezi urcați în autobuz și plecați de la stadion. Cu alte cuvinte, meciul se joacă până în ultima secundă. Până la semnarea ultimului proces verbal de numărare a voturilor. Iată, în condițiile acestea, există totuși un proces de indeciși încă rămas considerabil, pentru care merită o bătălie. Se mai poartă bătălia asta până la ultima clipă. Bun, ce aveți de gând? Cum pot fi acești oameni scoși din dilemele lor? Prin campania pe care o facem, comunicare de la ușă la ușă, cu fiecare în parte, întâlniri mai mici, mai mari, mesajele care le transmitem și inclusiv această emisiune la care vă mulțumesc că m-ați invitat, transmitem aceste mesaje și sper că convingem oamenii că nu este judicios și este chiar periculos să stai departe de decizii care vizează viața lor, dar în mod special vizează viața întregii țări, viața copiilor noștri până la urmă. Eu cred că până la urmă oamenii nu sunt atât de naivi cum cred unii sau alții. Și o să vedeți atunci când va fi finalizată numărătoarea voturilor. Și rezultatul va răspunde inclusiv la această întrebare a noastră. Pe lângă, iartă-mă, te rog, Rita. Sau, Secriste, da? Pe lângă indeciși aceștia mai există și o serie de... Există întotdeauna pătura asta de neparticipanți, de cei care spun mai bine nu votăm. Mai bine, nu știu. Nici nu așa. Care consideră că lucrurile se vor întâmpla de la sine. Și care, de obicei, a doua zi după alegeri, se scarpină nu la ceafă, că acolo trebuie să fie și un pic de minte, dar în frunte. Vedeți, până la urmă, votul decurge perioada scurtă, de la 7 dimineața până la 9 seara. Aplicarea ștampilei câteva secunde. Consecința participării sau neparticipării durează cel puțin 4 ani. În cazul alegerilor din acest an, eu vreau să spun că este vorba de o perioadă mult mai lungă. Ce se întâmplă în jurul Republicii Moldova este mult, mult prea periculos pentru a sta într-o stare din asta de așteptare. Și eu cred că asta, într-adevăr, este una din cele mai importante misiuni pe care le avem până în ziua alegerilor. Și în ziua alegerilor. Să-i convingem pe oameni să meargă la alegeri. Să-i convingem să meargă și prin vot să oferim un răspuns clar și pentru totdeauna. Vis-a-vis de parcursul țării. Bună, și după alegeri, cum se vor schimba lucrurile, domnule Filat? Oamenii au anumite așteptări de fiecare dată, la fiecare scrutin. Dumneavoastră ați vorbit despre faptul că aveți, în baza anumitor studii, certitudinea că vine o guvernare pro-europeană. Bun, dacă faceți această afirmație, ce se va schimba după alegeri în această țară? Ce vor aduce aceste alegeri? În primul rând, nu ne vom opri din parcurs. Acest parcurs, pas cu pas, oferă cetățenilor lucruri foarte concrete. Și nu mă refer aici doar la infrastructură. Mă refer, în primul rând, la funcționalitatea instituțiilor.
să nu trecem cu vedere că avem un proces de reformă profund a instituțiilor din Republica Moldova. Desigur, oamenii au așteptări ca lucrurile să se întâmple astăzi. Sunt anumite acțiuni și anumite domenii care necesită și timp. Dar și le-au avut după scrutinul precedent, domnul Filat. Este adevărat, dar după scrutinul precedent și acum, dacă să pornim de la acest interval de timp, nu putem să spunem ce am făcut concret. Și să recunoaștem, într-adevăr, că în anumite domenii nu s-a reușit. Dar și dezamăgiților, ce le-ați spune? Să nu-și piardă încrederea. De ei și-au pierdut-o deja. Nu știu. Încrederea, știți cum este? Poți să o pierzi pentru totdeauna sau poți să o recapeți. Iar încrederea, până la urmă, este în noi înșine. Ea nu vine să-ți fie impusă de unii sau alții. Iar în lipsă de încredere, prin deznădejde, nu ai cum să faci nimic. Nu contează că este vorba de un obiectiv mai mic sau un obiectiv mai mare. Și noi știți foarte bine lucrul ăsta. Atunci când te pornești la drum fără de încredere, ai toată șansa să nu ajungi acolo unde te-ai pornit. Trebuie să crezi și eu cred, spre exemplu, că calea pe care mergem este una corectă. Știu exact că la destinație noi vom ajunge să avem o țară mai bună. O țară cu instituții funcționale, o țară cu economie funcțională, capabilă să ofere plus valoare, să ofere locuri de muncă stabile, bine plătite. Nu vreau să se mai discute, și de fapt deja nu se mai discută, că veniți să investiți în Republica Moldova, că avem forță de muncă ieftină. Noi trebuie să avem, și asta este obiectivul, forță de muncă calificată, care oferă productivitatea muncii, ca în rezultat calitatea produselor și costul produselor în baza acestei productivități să fie concurențiale pe piață. Există o pătură de cetățeni ai Republicii Moldova care vor vota etnic sau etnopolitic. Mă refer la naționalitățile conlocuitoare care în principal sunt orientate către Rusia. Și tradițional, și cultural, și afectiv, și la nivel și comercial, unii și irațional, dar acești oameni, de exemplu, sunt pe care să rămână unii dintre ei fără Partidul Patria, alții s-ar putea să se zgâlțe văzând ce se întâmplă în realitate în spatele altor concurenți electorali, dar nu privesc cu ochi buni către vest, au fost îndoctrinați, știm bine, că drumul către Europa, au fost îndoctrinați. Fie trece prin România și îi refuză România, fie trece neapărat prin NATO și îi refuză NATO. Cum pot fi acești oameni atrași, să spunem așa, către un vot rațional, dacă tot ați spus că e irațional? Iarăși prin comunicare, și cred că nu trebuie să spunem că toți acești oameni, parte din ei, dar vis-a-vis de îndoctrinare. Chiar de unezi vorbeam cu reprezentanți a unui grup etnic minoritar și vorbeam despre Europa. Eu i-am întrebat, fiindcă mai practic și eu pot să răspund, dar nu până la nesfârșit, mai dau și eu întrebări să mai schimbăm așa un pic. Ce vă doriți voi ca minoritate națională? Ne dorim drepturi, ne dorim să fim siguri și așa mai departe. Spuneți-vă, vă rog frumos, care este spațiul care oferă cele mai mari drepturi și cea mai mare securitate pentru minoritățile naționale? Uniunea Europeană. Uitați-vă acest exemplu, care este atât de relevant ce ține de alegerile prezidențiale din România. Haideți să recunoaștem că românii nu sunt lipsiți de sentiment național și așa mai departe. Uitați-vă într-o țară europeană, de doar 7 ani de zile, s-a ajuns la așa un nivel încât poporul român să-și aleagă președinte de altă etnie, germană în cazul lor. Eu cred că lucrul ăsta este și o demonstrație, dar și o mare realizare. Nu mă refer acum la alegerile propriu-zis, dar la abordare. Și vreau să vă spun că atunci când vii cu argumente și când aduci exemple, este mult mai ușor. Fiindcă umblatul cu minciuni, eu vorbeam la început de minciuni, într-o manieră extraordinar de primitivă. Dacă o să mergem în Europa, nu o să poți avea vin în beci. Dacă o să mergi în Europa, nu o să poți ține animale pe lângă casă. Deci, și oamenii dau o întrebare. Este adevărat sau nu este adevărat? Acum, nu este vina oamenilor. Este ticăloșenia celor care umblă cu asemenea abordări, nu doar cinice, dar ticăloase până la urmă.
în a obține votul, ci faci cu un vot obținut prin minciună și un vot inconștient. Nu poți să-l gestionezi ulterior, pentru că el nu are valoare. El la număr este egal cu cel conștient, dar ulterior nu ai mandatul în a acționa și în a duce în realizare ceea ce îți dorești. De aceea, sigur, comunicare. Și mă văd nevoit să revin la ceea ce am spus de mai multe ori. Una din cele mai mari irealizări ale noastre în perioada de guvernare a fost această lipsă de informare. Suficient, dar și eficientă. Eu atât de mult mi-aș fi dorit ca cel puțin câțiva sceptici, eurosceptici din fiecare localitate din Republica Moldova să poată fi măcar o singură dată într-o țară europeană. Pentru câteva zile. Să vadă cum arată acolo drumurile, grădinițele, spitalele, cum funcționează instituțiile. Și eu sunt sigur că dânșii s-ar fi transformat în cei mai mari eurooptimiști și care ne-ar fi ajutat în parcursul nostru european. Este o restanță pe care o să o recuperăm. În același sens, spuneam despre deznădejde. Eu mi-aduc aminte foarte bine când începeam proiectarea drumului Sărăteni-Soroca. Mergeam și vorbeam cu cei care locuiesc în localitățile prin care trece acest drum. Și mi-aduc aminte exact gestul ăsta, noi îl avem caracteristic, știți, când așa de mână, au mai fost, au mai promis, au mai zis, nu o să fie. Acum când este drumul făcut, așa cum ne-am înțeles de altfel, nu că s-au uitat, dar oamenii, da, drumul e bun, dar mai avem să facem asta, mai avem să facem cealaltă. Dar vis-a-vis de acest drum, eu chiar sincer vreau ca toți cei care au drept de vot și sunt indeciși să meargă să, odată, ar fi mai bine pinserate atunci când și toate semnalizările sunt în splendoarea sa, să meargă odată pe acest drum, Soroca, într-o direcție, dacă vor în două direcții, și eu sunt sigur că această indecizie va dispărea. Pentru că vor înțelege clar de ce noi vrem să mergem pe un drum european. Pentru că vrem să mergem în siguranță, în confort și până la urmă pe un drum bun, nu pe unul cu gropi. Și în același sens, dacă îmi permiteți doar 3 secunde, eram cu câteva săptămâni în urmă în Găgăuzea, în Vulcănești, și vorbeam cu cei de acolo. Și le spuneam, uitați-vă, am venit către voi. Și am mers pe drum bun, mă refeream la drumul Chișinău-Hâncești, după care am mers pe drum prost până la Buzin, după care iarăși drumul reparație, 8 km avem reparație, deja drum bun, drum prost, drum bun, drum prost, după aia este porțiunea Comrat Tomai, bun drum, bun prost și așa mai departe. Să vedeți care era reacția. Când spuneam de drum bun, așa, neutre. Când spuneam drum prost, așa, știi, parcă era veselie. Și eu întreb, dar de ce voi când spun că drumul nu e bun, sunteți așa foarte satisfăcuți? Pentru că recunoașteți că lucrurile sunt proaste. Spun, nu, domnilor, vă spun eu ce am vrut să vă spun. Că noi trebuie să mergem înainte în așa fel încât, dar de fapt până la asta, spun, eu pot să vă spun cum veneam la voi cu 4 ani de zile în urmă. Când veneam la Vulcănești, mergeam pe drum prost, drum foarte prost. Drum prost, drum foarte prost. Ceea ce ne arată foarte clar că aceste porțiuni de drumuri bune trebuie să fie unite între ele. Și să nu le lăsăm iarăși de dezbelește. Asta, și asta o spun iarăși cu toată convingerea. Orice oprire și mai cu seamă întoarcerea în altă direcție ar fi fatală pentru Republica Moldova. Noi chiar n-am rezistat. Noi încheiem aici emisiunea. Eu vreau să cred că vom merge pe un drum bun și la modul propriu și la figurat. Vă mulțumim foarte mult pentru discuția din această seară. Vă dorim succes la alegeri. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit în această seară. Ne revedem mâine la 21:30 la Fabrica. Numai bine, seara liniștită să aveți.